Cine sunt câștigătorii acestei crize politice? Avem pierzătorii și câștigătorii. Cine sunt cei care câștigă de pe urma crizei politice? Aur, în primul rând, care deja a ieșit din izolare și în momentul de față este în plină manevră de inducere în eroare a publicului. Fascismele sunt trecute, deci mă rog, tot antivaccinismul continuă și consecințele dramatice le vedem cu toții, dar dincolo de asta vrea să prezinte ca un partid conservator, organizează poluri conservatoare. Domnul Cristian Diaconescu cu o naivitate politică care pune multe semne de întrebare, recunoaște că a avut discuții cu liderii AUR. Asta nu face decât să-i legitimeze. Domnul Diaconescu nu câștigă nimic, George Simion câștigă totul. Așa cum a câștigat și din înțelegerea cu USR. Deci, practic, principalul beneficiar, pe termen scurt cel puțin, este USR și celălalt beneficiar este PSD. În oricare din variante, fie că participă la guvernare, fie că nu participă la guvernare, PSD tot este câștigător. Probabil că participând la guvernare mai și pierde, câștigă pe de o parte, nu acces la resurse și așa mai departe, dar pierde o parte din electoratul volatil, electorat de protest, care se va duce la AUR. Dar până la urmă, în politică, se câștigă și se pierde. Nu cred că AUR va reuși să devină vreodată în România un partid frecventabil cu mesajul pe care îl are, dar pe de altă parte constatăm că AUR este un partid care pune în momentul de față sistemul politic românesc la grea încercare. USR ar putea fi un câștigător. Nu pe termen scurt. Pe termen scurt a pierdut participarea la guvernare, ci pe termen mediu. Dar cu ce condiție? Condiția să devină un partid de opoziție convingător. Gândiți-vă că în bătălia actuală din Parlament legată de certificatul sanitar, așa zis, certificat verde, USR, care are cele mai bune intenții, este practic izolat de AUR, PNL, PSD, ba chiar și de minorități. Este evident, nu, toată Europa, certificatul se folosește, joacă un rol important în a asigura accesul oamenilor la diferite servicii și a încuraja și vaccinarea, care este soluție, una din soluțiile pentru a limita numărul de decese și de internări. Iar la noi e blocat deja de o lună de zile pasul sanitar și nu USR reușește să-și facă campanie, ci AUR face campanie, ceea ce este incredibil. Știți, ne întrebăm dacă România face parte din Uniunea Europeană. Din punctul ăsta de vedere, nu. Ne plasăm total în afara Uniunii Europene. În Uniunea Europeană doar mișcări extremiste susțin ideile pe care USR reale, dar nu sunt sprijinite de societate. În România, USR, scuzați-mă, AUR. În România, o bună parte din societate sprijină aceste idei și asta ne pune o problemă foarte importantă. Deci, de departe, primul câștigător este AUR. USR ar putea fi câștigător în momentul în care își va găsi cadența și va avea o voce. Acum nu are voce.